Salutare tuturor, numele meu este Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să vă arăt pe ce am dat eu 26.000 de lei ca să repar acest Golf 6. Da, haide să mergem în portbagaj să vă arăt pe ce am dat eu 26.000 de lei. Așa. Oh yes. Haide să vă arăt. Da, deci cam așa arată 26.000 de lei. Acesta este EGR-ul cu răcitorul, bineînțeles, care a costat o groază de bani și care făcea ca mașina să nu funcționeze. Adică câteodată în mers mi-a apărea o lampă care o să vedeți în videoclipul următor, deci am un TikTok făcut și o să vi-l pun chiar acum. Ce căcat mai înseamnă și semnul ăsta? Ce înseamnă ăsta? Și intră a doua și apăs pedala până la fund. Și nimic, nu pleacă. Deloc. Nu trage deloc. Deci, în mers se aprindea acea lampă și practic nu puteam să accelerez deloc. Practic mașina decelera când eu încercam să accelerez. Prima dată când am văzut că face chestia asta, am folosit acest EGR Cleaner de la Valvoline, am zis că unul foarte bun. Valvoline este o firmă foarte serioasă. A ajutat pentru aproximativ o săptămână de zile, apoi iară s-a înfundat. Nu știu dacă vedeți voi aici înăuntru, nu se vede. Este o depunere foarte mare de o chestie neagră, nu știu cum să zic, funingine sau ceva de genul. Chestia asta nu prea merge, de fapt nu prea merge deloc. Are foarte mare, foarte multă rugine aici. Ia uitați cum arătau asta care se strâng chestiile alea de cauciuc de sub. Ia uitați cum arătau, foarte nașpa. Deci răcitorul, motorașul care deschide clapeta sau ce-o fi asta. Cam așa arată 26.000 de lei. Toate chestiile astea vin instalate undeva jos acolo, de dedesubt. Nu se vede foarte bine, de fapt nu prea se vede deloc, pentru că au avut de scos foarte multe chestii sau pur și simplu s-au băgat pe dedesubt. A trebuit să scoată scutul și toate astea. S-au băgat pe dedesubt și au schimbat EGR-ul și toate treburile, răcitorul și toate treburile de acolo. Cam 26.000 de lei a costat toată treaba. Și acum pot zice că mașina funcționează foarte, foarte bine. Haideți să vedem dacă funcționează așa cum se zice. Haideți să vedem. Atenție, dăm cheie. Da. O pornire fără nicio problemă, nu se mai aprinde nicio lampă. A durat aproximativ o zi întreagă ca să schimbe toate chestiile astea. Această problemă cu EGR-ul este întâlnită foarte des în România, pentru că la mașinile diesel se depune acea funingină, acea strat. Dacă circul cu mașina în oraș pe drumuri scurte, se depune și nu-i dă voie ori clapetei, ori senzorul, ori ceva de acolo, nu funcționează bine. Presupun că mecanicii care se uită, dacă te vei uita la acest videoclip și ești mecanic, bineînțeles mă vei corecta dacă am greșit ceva, bineînțeles este ceva ce am greșit pentru că nu sunt mecanic, așa. Dar overall pot zice că problema a fost rezolvată, chiar dacă a costat așa de mult, 26.000 de lei, care este o sumă foarte mare, având în vedere că salariile în România sunt super mici. Practic m-a costat un salar întreg să repar mașina pentru această problemă, și anume EGR-ul.
celor care vă uitați și dacă aveți mașini diesel și bineînțeles un pic mai vechi, și anume 2010-2011, pe acolo, sau mai vechi, dacă aveți o mașină diesel, un sfat este acela de a conduce mașinile pe un drum mai lung sau ținele mai turate sau încearcă să-i dai talpă din când în când pentru a nu avea această, pentru a nu întâmpina această problemă cum am avut-o eu. Da, cam atât cu acest video. Ați văzut piesa, mașina funcționează foarte bine, dar a costat o grămadă de bani. Ce să facem, se mai întâmplă. Nu uitați să lăsați un like la acest video, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum și până data viitoare v-am salutat. O zi faină sau noapte faină.